Deci care funcția? Deci fii atent. Care primul? Ține-o drumurile și voi veniți cu efecte sau? Da, exact. Ok. Hai, toată lumea. Și mână patru. Și mână patru. Salut oamenii netului, salut Facebook-iști și pe aici. Și astăzi, după cum vă spuneam, v-am pregătit un subiect mai special. Un subiect care are în vedere toată România, dacă stăm să ne gândim bine, și poate mulți dintre voi încă nu știu despre ce e vorba. După cum spune și titlul vlogului de astăzi, spunem nu. La ce spunem nu? România, în primul rând, spune nu fracturării hidraulice. Gazele de șist nu ne-ar da independența energetică, ci mai degrabă ne-ar otrăvi apa, pământul, aerul, până și viața. Dacă investitorii strategici care sunt atât de interesați de gazele de șist au fost alungați din aproape toate țările, până și din SUA sau Bulgaria, de ce nu s-ar întoarce în România, nu? Pentru că la noi în țară, unde corupția este în floare, iar oamenii pot fi duși cu zahărelul foarte ușor. Urmările acestor explorări și în cele din urma exploatării se resimt deja în țară. Cel mai recent exemplu fiind cutremurul de lângă Timișoara. Poate mulți ați auzit la televizor, s-a spus acum câteva zile că la Timișoara sau pe lângă Timișoara s-a produs un cutremur cu o magnitudine destul de mică, dar care s-a resimțit de 2,3 pe scara Richter. De ce să spunem nu fracturării hidraulice? Am să vă enumăr câteva dintre problemele care apar în urma acestor explorări și acestor exploatări, iar restul le veți găsi în descriere. Deci voi posta linkul de unde am preluat aceste informații, voi posta până și o filmare care ne arată încă o dată ce se întâmplă în țară, o filmare care puteți o găsi și aici, dați un click, o veți găsi și în descriere. Așadar, după cum spuneam, vă voi prezenta doar două dintre multele probleme care pot apărea în urma acestor exploatări de gaze de șist. 1. Probleme de sănătate. Dureri de cap, dificultăți de respirație, sângerări nazale, apariția explozivă a bolilor specifice sistemului nervos, apariția bolilor de piele, diverse tipuri de cancer. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză și să vă vorbesc despre un articol scris de un scriitor poate nu foarte cunoscut vouă, și anume Liviu Andrei, un scriitor strălucit, din punctul meu de vedere, un scriitor care nu se abține să spună adevărului pe nume, un scriitor care atinge același subiect pe blogul său Literatură de Cuțit. El spune, citez, la aproximativ 10 milioane de locuitori trebuie să ajungă România până în 2030 și va ajunge. Cancerul e principalul instrument. Românul plătește Pizraelului, adică Israelului, bani grei pentru apa plată și zboarele minerale din munții, culmea tot a României. Închei citat. De asemenea, vă voi posta linkul blogului său în descriere. Iar a doua problemă ar fi problemele economice și de mediu care pot apărea în urma acestor exploatări. Țineți minte, deci nu fac nimica bine. Dacă v-a mințit cineva că fac ceva bine, să nu-i credeți. Așadar, pot apărea cutremure, alunecări de teren, distrugerea florei și a faunei, contaminarea apei potabile și a celei subterane, soluri toxice și radioactive. Muncitorii plătiți, după cum spuneam, am postat un link spre o filmare care arată acest lucru. Așadar, muncitorii plătiți pentru plantarea dinamitei în pământul oamenilor, habar nu au ce fac, de fapt. Ajungem să ne facem rău cu mâna noastră fără să ne dăm seama. Muncitorii primesc autorizații de la primării, însă țăranii, oamenii care dețin aceste pământuri, sunt dați la o parte, pe ei nu-i întreabă nimeni. Și dacă e să se revolte vreunul din ei, sunt aduși la tăcere cu un kilogram de făină, un kilogram de zahăr și ulei, pentru că trăim în țara în care avem toate resursele posibile și cu toate acestea murim de foame. Cât să mai îndurăm, cât să ne mai lăsăm călcați în picioare și cât să mai stăm deoparte? Noi trebuie să apărăm viitorul și să asigurăm o lume mai bună și mai sigură viitoarelor generații, copiilor noștri. Nu plecați capul încă o dată, ieșiți în stradă și strigați la ei. Apărați pământul, apărați viața. Apărați-vă împotriva acestor acțiuni monstruoase. Ieșiți în stradă pe 4 aprilie și spuneți nu fracturării hidraulice. Acesta a fost doar un simplu rezumat a ceea ce se întâmplă în țară cât timp noi dormim liniștiți. Nu luați în derâdere și încercați să
puneți preț pe ceea ce avem, să puneți preț pe această planetă care ne oferă aproape totul. Și nu-i lăsați să ne ia ce avem mai scump, nu-i lăsați să ne polueze viața. Și după cum spuneam mai devreme, v-am prezentat un scriitor care vorbește despre această temă delicată, cel puțin pe partea că guvernul încearcă să ne anihileze subtil ca să ajungă la numărul dorit de ei. Și vreau să vă prezint o carte a acestui scriitor, deci Liviu Andrei, Paradis. Este o carte foarte directă. Este o carte care nu ține cont de reguli și care vorbește pe față. Este o carte care o recomand. Se poate găsi pe Facebook și presupun și pe blogul său, care desigur vi-l postez și în descriere și aici așa, literă de cuțit. Iar piesa de astăzi, desigur, să fie în ton cu topicul pe care l-am abordat, este cea mai nouă piesă a lui Dragon. Se merită ascultată, are un mesaj puternic. Și nu uitați, pe 4 aprilie, ieșiți în stradă, pentru că avem nevoie să luptăm împreună împotriva celor care încearcă să ne distrugă. Cam atât a fost pentru astăzi. Pace și numai bine! It's a very, very mad.